la strâncie. Bună ziua, stimată audiență! În cadrul conferinței de astăzi, Ministerul Sănătății lansează campania națională de comunicare pentru recunoașterea semnelor accidentului vascular cerebral în contextul deschiderii celor 13 centre de AVC la nivel național. Cuvântul se oferă Ministrei Sănătății, Ala Nemerenco. Bună dimineața! Stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni, cărora de fapt li se adresează această campanie. Într-adevăr, împreună cu partenerii noștri, noi lansăm campania națională de informare privind simptomele accidentului vascular cerebral. Deoarece Republica Moldova se află în primele 10 locuri în lume în ceea ce privește incidența AVC sau cazurile primare de AVC, iar mortalitatea provocată de această afecțiune este de 3-4 ori mai mare decât în statele Uniunii Europene, 2 ani și ceva în urmă am decis la Minister să stăvilim această epidemie prin acțiuni foarte concrete, strategice. În special, când statele dezvoltate economic se constată o reducere cu 40% a mortalității pacienților cu AVC în ultimii ani, pe când în Moldova, în acești ultimi ani, a avut loc o creștere a numărului de decese provocată de această afecțiune. Aceste statistici negative nu au depins doar de nivelul economic al țării, dar de faptul că sistemul sanitar din Republica Moldova nu a acordat niciodată suficientă atenție acestei patologii și nu s-a pus accent mare nici pe tratament, nici pe prevenția primară și cea secundară. În țara noastră, AVC afectează în jur de 10.000 persoane, dintre care aproximativ 35% decedează în perioada acută a bolii. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că fără măsuri de prevenire și tratament adecvate, AVC ar putea deveni principala cauză de deces chiar în 2030. În scopul minimalizării impactului AVC asupra indicatorilor de sănătate, calității vieții cetățenilor, Moldova a înregistrat un progres semnificativ într-un singur an, creând o rețea națională de centre de AVC. Exact un an în urmă, la 16 octombrie 2023, am dispus prin ordin crearea a 13 centre de AVC, unul comprehensiv cu rol metodico-didactic la Institutul de Medicină Urgență, unul multifuncțional la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie și 11 centre primare în cadrul Spitalului Clinic Bălți, Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime și în spitale raionale din Iedineț, Soroca, Florești, Orhei, Ungheni, Hâncești, Căușeni, Cahul și Comrat. Ele au fost activate pe parcurs în dependență de finalizarea dotării și instruirii personalului. La moment rămân inactive doar 2 centre care sunt în stadii de pregătire. Toate centrele au fost dotate cu tomografe computerizate, 7, carduri telestrouc, aparate Doppler, electroencefalograme, aparate pentru detectarea venilor, dar și alte dispozitive mai mici consumabile. Echiparea centrelor a fost efectuată din diferite surse, inclusiv cu ajutorul partenerilor noștri și a atins un cost de peste 200 milioane de lei. Toate localitățile din Moldova au fost arondate către un anumit centru, conform criteriului cea mai mică distanță. Astfel, ambulanța nu mai transportă pacientul către spitalul raional sau cel mai apropiat spital, dar către cel mai apropiat centru AVC. De ce? Pentru ca să putem scurta fereastra terapeutică, care permite finalizarea cazului cu succes terapeutic. Totodată, țin să subliniez că tomografele computerizate instalate în aceste centre sunt contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină și pentru realizarea investigațiilor în legătură cu alte patologii. Astfel, aceasta a creat în regiuni un acces înalt la servicii performante de diagnostic.
Doar în două luni, 2024, în cele 11 centre active, au fost examinați cu suspecție de AVC 7.324 de pacienți, dintre care jumătate din ei în centrele primare. Au fost efectuate total 475 proceduri de tromboliză, 226, adică aproape jumătate, în centrele primare, celelalte la Institutul de Medicină Urgență și Institutul de Neurologie și Neurochirurgie și 220 de tromb extracții la aceste două instituții, înregistrând o creștere majoră în comparație cu anul 2023 de aproape 40%. Aceste intervenții au permis reducerea timpului mediu de la apariția simptomelor până la internare de la 905 minute în jumătate. În acest context, vreau să aduc mari mulțumiri partenerilor noștri cu care am putut realiza acest proiect masiv. În primul rând, Organizației Mondiale a Sănătății, Biroului de Cooperare a Elveției în Republica Moldova, Băncii Mondiale, Băncii Consiliului Europei și multor altor donatori. Mulțumesc de asemenea colegilor de la Minister, în special secretarilor de stat Presăcaru și Gasnaș, care s-au ocupat direct de aceasta. Mulțumesc de la academicieni până la electricienii care au efectuat instalările rețelelor și reparațiile în aceste centre, tuturor colegilor din aceste centre care au învățat, care au mers la studii, inclusiv în Lituania. Mulțumim colegilor din Lituania care ne-au ajutat să devenim mai puternici. De ce mulțumesc tuturora? Deoarece doar prin efectul conjugat al tuturor acestor oameni a fost posibilă realizarea acestui proiect. Acestea fiind spuse, trecem la o altă etapă. Avem de toate și ne trebuie doar să câștigăm timp, să scurtăm fereastra terapeutică pentru ca intervenția medicilor să fie una cu succes. Adesea pacienții stau câteva zile acasă până cineva înțelege din rude sau apropiați că a suferit un AVC. Deci este foarte important ca să recunoaștem simptomele de debut al bolii sau semnele sale. Și aceasta este, de fapt, scopul campaniei noastre de informare pe care o lansăm astăzi, fiindcă ne-am setat un scop: să tratăm 90% din toate AVC și să reducem cu 10% numărul de AVC până în 2030. Cu acest scop vom lansa și alte campanii de informare care vor ține mai mult de prevenție și de faptul ca să nu ajungem să înregistrăm un AVC. Vă rog acum atenție la ecran. O să vă prezentăm spotul video despre recunoașterea semnelor accidentului vascular cerebral. La ce oră sosește autobuzul? Astăzi avem evaluare la limba română. Pregătim... Bună, văd tot! Sunteți bine? Bunicu, e ține! Accidentul vascular cerebral este o problemă gravă care apare brusc și afectează creierul. Semnele AVC sunt ușor de recunoscut: A. Asimetrie facială. V. Vorbire incoerentă. C. Căderea brațului. AVC. Dacă observi oricare dintre aceste trei semne, sună imediat la serviciul de urgență 112. Asistența medicală acordată în primele 4 ore și jumătate de la debutul bolii îți poate salva viața. Recunoaște, acționează, timpul contează. Cuvântul se oferă directorului Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani. Stimată doamnă ministră, doamnelor și domnilor, astăzi ne-am reunit pentru a marca un moment deosebit, lansarea campaniei de conștientizare a accidentului vascular cerebral în contextul Zilei Internaționale a Accidentului Vascular Cerebral.
Această zi are o semnificație majoră, nu doar pentru profesioniștii din domeniul medical, ci și pentru persoane, familii și comunității din întreaga lume. Accidentul vascular cerebral reprezintă o cauză principală de dizabilitate și deces la nivel global, iar multe persoane rămân încă neinformate cu privire la semnele și factorii de risc asociați. Prin creșterea gradului de conștientizare, ne propunem să ajutăm oamenii să acționeze rapid la primele simptome, salvând astfel vieți și prevenind consecințele grave ale bolii asupra sănătății pe termen lung. Campania de astăzi este rezultatul din unei colaborări de lungă durată între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Biroul de Cooperare al Elveții prin intermediul proiectului Viața Sănătoasă. Împreună ne angajăm să promovăm o cultură a prevenției și educației. Pe măsură ce ne lansăm în această campanie, vă îndemn pe fiecare dintre voi să deveniți susținători ai schimbării. Vă îndemn să distribuiți informații și să participați la evenimentei campaniei. Conștientizarea este o forță, iar împreună putem asigura că mesajul nostru ajunge în fiecare comunitate din Moldova. Elveția este de mai bine de 20 de ani un partener de încredere pentru Republica Moldova în consolidarea sistemului de sănătate și în îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Am contribuit la dezvoltarea celor 13 centre specializate în tratamentul accidentului vascular cerebral, așa cum a menționat doamna ministru. Contribuția noastră, care depasește 40 de milioane de lei, a inclus nu doar dotarea cu echipamente esențiale, ci și instruirea a peste 1000 de medici și asistenți medicali. În continuare, suplimentar la prevenire și tratament, ne propunem să îmbunătățim reabilitarea pacienților care au suferit deja această afecțiune. Astfel, în următorii ani, serviciile de reabilitare la nivel de asistență medicală primară, dar și la nivel de spital, vor fi modernizate cu suportul Guvernului Elveției. Să nu uităm că fiecare secundă contează în tratarea accidentului vascular cerebral. Prin colaborarea noastră putem construi o societate bine informată și proactivă în abordarea sănătății. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră în această cauză. Împreună putem face diferența în lupta împotriva accidentului vascular cerebral. Vă mulțumesc! La microfon este invitat academicianul, doctorul habilitat în științe medicale, Stanislav Gropa. Onorată doamnă ministră, doamnelor și domnilor, onorați telespectatori, este o zi istorică pentru populația Republicii Moldova, deoarece astăzi ne adresăm la combaterea, asistența unei patologii excepțional de grave, care este astăzi în populația Republicii Moldova, dar și integral în lume. Accidentul vascular cerebral reprezintă o problemă medico-biologică, socială, medicală, esențială. În fiecare oră în Republica Moldova cineva face un accident vascular cerebral, iar într-o oră, o oră jumătate, cineva decedează. Aproximativ 10.000 din populația Republicii Moldova anual suferă un accident vascular cerebral și consecințele sunt grave. Aproximativ 30% din totalul pacienților decedează în primele ore. De asemenea, este extrem de important
destul de mare procentul pacienților care supraviețuiesc, dar ulterior necesită o asistență permanentă pe parcursul vieții. Acest procent este până la 40 și doar 35-40% se reîntorc în activitatea diurnă a profesionalității și activităților dânșilor. Iată de ce compania pe care o lansăm astăzi este extrem de importantă și necesită de a păstra vieți, de a ajuta și de a combate mortalitatea și invaliditatea în populația Republicii Moldova. Sigur că ziua de astăzi are un istoric, un istoric extins, începând încă în anii 90, cu fondarea primilor unități de terapie intensivă neurologică Stroke Unit. Ulterior, în 2005, prima tromboliză pe care am efectuat-o cu ajutorul de asemenea colegilor din Germania care au sosit în Republica Moldova, ne-au ajutat, ne-au asistat și ulterior am implementat-o pentru a evolua și a asista populația. Este și istoricul primei neurotrombectomie, extragerei trombului din vasele profunde ale creierului, dar și lansarea proiectului, primului proiect pilot de asistență integrală a populației, deoarece până nu de mult, un an în urmă, beneficiau de posibilitatea tratamentului acut doar populația din municipiul Chișinău și din raza municipiului Chișinău. Iată că acest proiect, proiect istoric, proiect care n-a mai fost în Republica Moldova în sistemul de sănătate, astăzi este o realitate. Care este esența acestui proiect? Esența proiectului este că fiecare cetățean din Republica Moldova, indiferent de locul aflării dânsului, indiferent de localitate, indiferent de timpul când a avut și are loc impactul, indiferent de vârstă, indiferent de naționalitate, beneficiază de o asistență de cea mai înaltă performanță. Ați ascultat, deci, prezentarea doamnei ministre, deoarece aceste 13 centre astăzi sunt bine dotate cu cele mai înalte tehnologii existente astăzi în medicina contemporană. Este o sistemă de telemedicină care permite consultul. Astăzi nu mai e necesar să transportăm pacientul dintr-o regiune, localitate îndepărtată, în Chișinău. Deci este posibil de a acorda asistența de cea mai înaltă calitate în aceste localități, în aceste centre primare. Datele sunt îmbucurătoare, deoarece 500 deja de pacienți au revenit, au beneficiat de tromboliză. Aproximativ 250-300 din pacienți au beneficiat de neurotrombectomie. Deci sunt cifre reale, iar 5 centre primare din Republica Moldova, acum, o săptămână în urmă, au fost apreciate cu o distincție importantă internațională a Organizației de Combatere a Strocului European cu diplomă de aur, iar Centrul Comprehensiv a fost apreciat cu o distincție specială de diamant. Sunt rezultate importante. Sunt rezultate care au devenit posibile doar unei asistențe importante de colaborare și ajutor acordat. Eu sunt acea persoană care în aceste coridoare la toți miniștrii din ultimii 20-30 de ani m-am adresat de a elabora și a efectua un program care ar putea asista populația din Republica Moldova. Și astăzi este realitate. Într-un an a fost posibil, cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, cu ajutorul Ministerului Sănătății, a colaboratorilor Ministerului, a colaboratorilor Institutului de Medicină Urgentă și Integrală a medicilor din Republica Moldova, care sunt de o înaltă calitate, colegii mei, sunt de cea mai înaltă calitate profesională, este posibil ca astăzi să acordăm asistență
Însă, fără ajutorul populației, fără a recunoaște semnele, asimetria feței, slăbiciunea și căderea mâinii, dereglarea vorbirii și o recunoaștere și o adresabilitate imediată, nu vom avea succes. De aceea, populația necesită să cunoască semnele accidentului vascular. Recunoaște, acționează, timpul contează, este un slogan pe care noi trebuie să-l cunoaștem, de la mic și până la mare. Deci, să apreciem sănătatea și să ne bucurăm de aceste centre și să ne iubim pe noi înșiși. Mulțumim! Cuvântul îi se oferă directoarea Institutului de Medicină Urgentă, Diana Manea. Onorată doamnă ministru, distinși invitați, stimați colegi, reprezentanți mass media și cetățeni ai Republicii Moldova. Astăzi, de Ziua Mondială a Accidentelor Vasculare Cerebrale, ne aflăm aici pentru a marca un moment deosebit și anume îmbunătățirea îngrijirii sănătății în țara noastră prin implementarea managementului clinic și organizațional al accidentelor vasculare cerebrale acute acum un an în urmă și deci lansarea acestei campanii de informare și comunicare cu societatea în vederea recunoașterii și promovării prevenției accidentelor vasculare cerebrale acute. Aceasta nu este doar o realizare administrativă, ci este un pas esențial către salvarea de vieți și îmbunătățirea calității acestora. Accidentele vasculare cerebrale sunt una din cele mai grave provocări cu care ne confruntăm în domeniul sănătății. Pentru fiecare pacient contează fiecare minut și în aceste situații intervenția rapidă sau cum spunem noi timpul este creier poate face diferența între viață și moarte. De aceea deschiderea acestor 13 centre de accident vascular cerebral, atât primare cât și centru multifuncțional comprehensiv, sunt vitale pentru țara noastră. Ele pot oferi nu doar diagnostic și tratament prompt pacienților noștri, dar și o abordare multidisciplinară a acestor pacienți care să asigure o îngrijire integrată a lor. Prin crearea acestor centre, dar și prin coordonarea și monitorizarea lor, care ne revine nouă Institutului de Medicină Urgentă ca centru comprehensiv AVC, noi ne angajăm să facilităm accesul rapid a pacienților la diagnostic și tratament. Aceasta înseamnă că pacienții, unde nu s-ar afla în țară, ei beneficiază de transportare într-un centru primar AVC. S-au spus cifre de către doamna ministru și noi suntem recunoscători pentru implementarea acestui sistem de management a accidentelor vasculare cerebrale, deoarece instituția noastră observă că timp de un an au devenit mai accesibile aceste tratamente pentru 40% de pacienți cu trombextracție și 22% de tromboliză, dar cel mai important lucru că pacienții ajung mai rapid și s-a micșorat timpul de intervenție de la ușă până la AC, adică până la introducerea trombolitului. Următoarea în ce noi ne angajăm este formarea specialiștilor și într-adevăr cu susținerea tuturor organelor atât administrative naționale cât și internaționale, toate centrele inclusiv specialiștii instituției noastre au beneficiat de instruiri și aceste instruiri au dus la gestionarea eficientă a cazurilor de AVC. Au fost instruiți nu numai medicii, au fost instruiți și asistentele medicale, au fost instruite și infermierile, brancardierii, ca acești pacienți să fie transportați în siguranță, atât în centrele primare, dar și la 112 pentru ca intervenția să fie cât
cât mai rapide. În perioada de septembrie-octombrie, instituția noastră, adică Centrul Comprehensiv, a făcut niște vizite de lucru în teritoriu și au observat o dinamică semnificativ pozitivă din luna ianuarie și până în septembrie. Instituția noastră și Centrul Comprehensiv se angajează să promoveze cercetarea și inovarea. Centrele vor deveni un hub de excelență în cercetare, contribuind la dezvoltarea de noi terapii și tehnici de tratament. Important acum sunt datele care noi le acumulăm de la aceste centre și analiza acestor date statistice va duce într-adevăr la modificarea unor strategii de tratament. Și nu ultima este îmbunătățirea educației și conștientizării. Prin campanii de informare, cum suntem și astăzi la lansare, ne propunem să educăm populația Republicii Moldova despre factorii de risc și importanța lor în dezvoltarea unui accident vascular cerebral. Încurajăm intervenția timpurie. De aceea suntem astăzi să lansăm această campanie de comunicare și împreună toți să contribuim la micșorarea mortalității și morbidității prin accidente vasculare cerebrale în Republica Moldova. Ne dorim succes și Doamne ajută! Mulțumesc! La microfon este invitat șeful secției terapie și al centrului primar de AVC din cadrul Spitalului Raional Căușeni, Ana și Alexandru, Valeriu Iexari. Bună dimineața, doamnă ministru, domnule academician, stimați oaspeți, stimați colegi. Eu mă numesc Valeriu Iexari, activez în cadrul Spitalului Raional Căușeni, conduc centru primar AVC. Pe această perioadă vreau să vă spun că am fost dotați cu tehnică modernă. Am primit un tomograf computerizat modern. Avem aparate de testare rapidă a INR-ului, de detectare a venelor. Și în această perioadă, din acei 600 de pacienți cu patologie neurologică, 245 sunt pacienți cu AVC. Din aceștia 245, 198 sunt cu AVC ischemic. Deci, vă dați seama, din totalul de 600, aproximativ 45%, 50 alcătuiesc ictusurile. Pe această perioadă, până la luna septembrie, noi am efectuat 37 trombolize, ceea ce caracterizează o cifră foarte mică, aproximativ, dar denotă timpul care are nevoie pentru a acorda acest ajutor. Mulțumesc persoanelor de la catedra noastră neurologie. Mulțumesc Ministerului Sănătății pentru aparatajul acordat și sper că să fie într-un ceas bun. Am ajuns la sesiunea de întrebări din partea presiei și a participanților cu referire la campania națională de comunicare pentru recunoașterea semnelor AVC. Vă îndemn să puneți întrebările pe rând, prezentați-vă și spuneți instituția pe care o reprezentați, respectiv pentru cine adresați întrebarea. Vă rog. Bună ziua, Camelia Ciornocan, TV8. Vă rog să ne spuneți, astăzi se lansează această campanie, ce acțiuni ar urma să întreprindeți, iată, pe parcursul acesteia și când se va finaliza? Mulțumesc! Campaniile sunt bune când nu au o finalizare și sunt preluate în continuare. Pentru noi este foarte important să atingem mai multe ținte de auditori, în primul rând adulții, să informăm pe toate canalele și de asemenea vom lucra foarte strâns cu reprezentanții mass media, deoarece este important ca acest video să fie rulat la mai multe canale de televiziune și să aibă acces populația la el. De asemenea, vom promova cunoștințele inclusiv în
școli, în mediul tinerilor, deoarece este foarte important ca cineva în familie să recunoască la părinți sau la bunici aceste semne de AVC despre care am vorbit. Mulțumesc foarte mult biroului Agenției Elvețiene, deoarece prin intermediul unui proiect care vorbește despre viața sănătoasă, vom avea susținerea ca să pregătim toate materiale și ele au fost pregătite, vor fi de asemenea distribuite și dumneavoastră, ca să ajungem la cât mai multă lume. După cum am subliniat, ne punem ca scop să micșorăm această fereastră terapeutică care este salvatoare de vieți. Dacă fereastra, de fapt, medie este considerată 4 ore de la începutul accidentului, este clar că o medie statistică, nu totdeauna este numai așa. Noi am indicat ca fiecare pacient cu AVC, indiferent cât de mult timp nu s-a aflat acasă, totuși să fie transportat de către 112 la un centru primar, astfel ca medicii să efectueze o evaluare corectă și să stabilească planul lui de tratament sau reabilitare ulterior. Deci, pentru noi este foarte și foarte important ca aceste intervenții trombolitice să fie toate cu succes și aceasta depinde de rapiditatea cu care va fi solicitată ambulanța, va fi solicitat 112 în cazul când s-a înregistrat un AVC. Noi vom avea mai multe etape în această campanie de informare, desigur vom încerca să realizăm un bombardament informațional cu aceste simptome, astfel ca și copiii să cunoască că este un pericol dacă el vorbește cumva pe neînțelesul nepotului și să se adreseze maturilor sau dacă sunt singuri acasă să apeleze la 112. Este foarte important ca toate aceste echipamente despre care am vorbit și aceste centre să fie puse în slujba oamenilor și efectul terapeutic a intervențiilor medicilor să fie unul cu succes și deci domnul X are, nu a remarcat, dar ei au trăit fiind medici, minunea de fapt care se întâmpla pe parcursul a câtorva ore după intervenția trombolitică, ceea ce se întâmpla cu pacienții, deci simptomele dispăreau și pe parcursul a câtorva ore simptomele dispar în proporție de 70-80%. Deci vă dați seama, un pacient care vine de fapt cu un verdict în spital se întoarce pe propriile lui picioare acasă. Totodată aș vrea să menționez un lucru foarte important, că AVC a întinerit considerabil în toată lumea și astăzi el afectează nu doar persoanele în etate, el se întâlnește la persoanele care sunt în vârstă aptă de muncă, la tineri și se înregistrează și cazuri la copii. Astfel trebuie să fim foarte alertați de într-adevăr această epidemie a secolului 21 și să o tratăm foarte serios. Deci contăm foarte mult pe sprijinul dumneavoastră voastră, ca să avem cât mai multe emisiuni, să avem cât mai multe ieșiri la radio, la televiziune, cu informații din partea medicilor, persoanele care sunt cele mai autoritare, să transmită mesaje pentru întreaga populație. Mulțumesc! Și vă rog să ne spuneți când vor deveni funcționale cele două spitale din cele 13. Deci, problema este în spitalul din Orhei și din Ungheni și nu era în faptul că nu am fi avut resurse sau toate aceste echipamente ca să le distribuim și dumnealor, dar problema este că nu au spații pregătite, deci acolo necesită reparații destul de serioase pentru ca să putem crea aceste centre. Noi deja am identificat și resurse și posibilități, vom continua. Noi nu suntem într-o goană ca să creăm niște centre cumva de mâna a doua, vor ajunge și ei, deocamdată pacienții din aceste regiuni sunt deci duși de către serviciul 112 în centrele care sunt cele mai apropiate, dar vom avea și acolo în curând niște centre funcționale. Mai sunt întrebări? Mai sunt întrebări? Cine vrea, stimați reprezentanții ai presei, este momentul pentru o poză oficială și după care puteți să luați interviuri la această temă de la participanții conferinței. Mulțumim tuturora pentru participare!